La băieța fotbalului este la loc de cinste, echipa locală Șoimul fiind singura dintr-o localitate rurală care participă în Liga a 4-a Hunedoara. Pandemia de coronavirus i-a făcut să sufere și mai mult pe pătimașii microbiști din Băița, însă odată cu ridicarea restricțiilor aceștia au revenit lângă echipă și nu numai. Un exemplu concret este numeroasa participare la o nouă ediție a Cupei 1 Mai la minifotbal, reluată după 2 ani de pauză forțată și care s-a desfășurat pe terenul sintetic de la Crăciunești, recent dat în folosință. Au participat 10 echipe din satele aparținătoare ale comunei Băița, competiția fiind rezervată doar acestora, dar și sute de spectatori, și s-a practicat un fotbal de calitate. Acest lucru i-a surprins într-un mod plăcut pe principalii organizatori, primăria și Consiliul Local Băița. M-am simțit bine azi alături de voi. Vă mulțumesc că ați fost în număr așa mare astăzi aici, 10 echipe, nu ne-am așteptat. Am crezut că o să fie măcar 8, dar până la urmă mi-ați făcut o frumoasă surpriză și ați venit în număr mare. Sigur că la chestia asta cred că și pandemia a fost de bine și bine că am scăpat de ea și am putut să organizăm această zi frumoasă, ne-a ajutat și Dumnezeu cu o vreme minunată. Doresc să felicit pe toți cei care au participat astăzi, pe toți cei care sunt aici și au pierdut ziua, fiindcă au văzut o mișcare frumoasă, un fotbal frumos, un mini fotbal frumos. Sigur că să-i felicit și pe părinții care și-au adus pe cei mici să intre în spiritul fotbalului. Competiția, una viu disputată, a fost câștigată de echipa satului Băița, care a învins în meciul pentru titlu pe cei de la Câinelul de Sus, în vreme ce meritoase semifinaliste au fost formațiile din Crăciunești și Fizeș. Toate echipele participante au primit premii frumoase, în afara celor din Careul de Aș, mai evoluând formații din Barbura, Lunca, Ormindia și Trestia, precum și două din Hărțăgani. Competiția, la sfârșitul căreia a avut loc și o sărbare câmpenească, pe acompaniamentul muzical oferit de Simina Părău și formația, a fost organizată în colaborare cu Asociația Club Sportiv Tineri Talentați. Asociația a fost înființată de Marius Tănasa, antrenor și jucător la Șoimul Băița, dar și arbitru la Cupa 1 Mai alături de Gigi Ștefan și Valentin Gavrilă, care la rândul său i-a felicitat pe participanți. Eu țin foarte mult să vă mulțumesc din nou pentru faptul că ați venit în număr atât de mare și ați jucat fotbal și am făcut mișcare împreună. Vreau să vă felicit pentru efortul depus și pentru calitatea jocului care ați arătat pe teren. Domnilor, felicitări! Următoarea competiție de mini-fotbal de la Băița va fi de zilele comunei, în primul weekend din luna iulie, iar la aceasta se vor putea înscrie echipe și din alte localități.